Mă ajută contractul pe care îl fac cu constructorul să am o siguranță că lucrurile vor fi așa cum le-am discutat, cum ne-am înțeles? Nu! Din păcate, legislația din România nu vă ajută mai deloc. Cu atât mai mult dacă contractul este între părți, între persoană fizică și persoană juridică, între persoană fizică și persoană fizică. Dragilor, singura variantă prin care puteți să nu fiți păcăliți de anumiți practicanți de, nu știu, de contracte false, este să luați recenzii și recomandări de la cei care au lucrat cu acești constructori, să faceți un contract cu o firmă care este înregistrată la Registrul Comerțului și să-i plătiți pe etape niciun leu în plus. Pur și simplu, care este prima etapă, pe aia o plătești. După ce s-a realizat acea etapă. Și mai mult de atât, nu dați banii și pe materiale tot la constructor, tot la meseriaș. Separați manopera de materiale, pentru că dacă pierdeți, puteți să pierdeți doar manopera, nu pierdeți și costul materialelor la acel constructor. Mare atenție! S-au întâmplat foarte multe lucruri și oamenii plâng după bani. Da? Credeți-mă!